facem pe lângă, mai scot un 2 aici, exact. Pe lângă B minus A, 2 îl pun aici în față, da? Supra B, C. Supra B, C, da. Supra B, C. Bun. Acum, area unui triunghi cu cine este egal, am zis eu? Că este egal produsul a două laturi, ori sinus unghiului între ele, da? Da? Deci, area triunghiului ABC, fiindcă aici e cos de A, mă duc la sin de A să intru în discuție. Nu știu ce cum o să mă descurc eu, dar încerc. Așa, vă zic, area triunghiului ABC egal cu produsul a două laturi, ori sinusul unghiului A. Ca să fie sinus unghiului A, trebuie să zic B ori C, ori sin de A. Egal cu B ori C, da, B ori C, ori sin de A, totul pe 2. Deci B, C, ori sin de A, totul pe 2. Și acum povestea este cum să ajung eu să intru în legătură cu cosinusul ăsta ca să înlocuiesc pe sinusul respectiv. Nu? Că știu un lucru. Atunci când am în... am nevoie de sinusul ăsta ca să înlocuiesc. Obligatoriu ca să scap de... și să ajung la cosinus. Pe cosinus o știu. Explanculatorile astea. Pe, da. Pe lângă P minus A, pe lângă supra B, C. Și eu știu o formulă. Sin pătrat de A, sin pătrat de A, plus cos pătrat de A, egal cu 1, nu? Asta da. O știm. Sin pătrat plus cos pătrat egal cu 1. Iar sin pătrat de A de aici va fi egal da. De aici. Cu 1 minus cos pătrat de A. Sin pătrat de A egal cu 1 minus cos pătrat de A. Da. De acolo am 1 plus cos. De unde sinus de A simplu sinus de va fi radical din asta, radical da? Din asta, da. Deci rezultă de aici că sin de A radical din 1 minus cos pătrat de A. Bună. Andreea. Da. 1 minus cos pătrat de A. Și știm pe... acum pot să mă duc aici să locuiesc. Corect. Ia să vedem. Și atunci area triunghiului ABC va fi egal cu BC pe 2 ori sin de A, adică o radical din 1 minus cos pătrat de A. Și egal mai departe cu BC pe 2 o radical din 1 minus cosinus de A, cât ar fi cos de A? Aici poți să scot pe cos de A. Da. E va fi 2P pe lângă P minus A supra pe C, minus 1. Da. Aduc la același numitor. Deci voi avea cât? Ăsta, 2P pe lângă P minus A. 2P pe lângă P minus A. Minus BC. Nu? Că l-am dus pe 1 în partea aceea, am adus același numitor, BC, da. Supra BC. Supra BC, da. Și tot asta la pătrat. Da, dacă e cos pătrat de A, da? Da. Toată asta la pătrat, aveți dreptate. Și acum începe un lucru. Și egal cu BC pe 2. Ei, suntem, vă vedeți că ați ajuns la calcul algebric, de acum trebuie să meargă calcul algebric. Pătrate perfecte, lucrăm... Așa cum mai bine învățați pe de jos, că nu o să... Păi da... Dar luam că învățăm pe jos, dar nu mă apuc să fac... Iar nu apuc să memorez. Ei, dracu, mai dar vrei să faci asta? Nu, nu, dar vreau să vă spun că nimic, nimic, dar absolut nimic, nu-i dat... La întâmplare, da? Deci mai bine învățați decât... Păi să vă ajungi să o și înveți. Deci BC pe 2, radical din... Aici... Cum mă descurc? Ridic la pătrat și vine 1 minus din difracție. 2P. Și ar veni 2P pe lângă P minus A. Puneți minus.
Minus minus. Da, 1 minus, da, 1 minus. 2P pângă P minus A minus BC. Rutul A pătrat. Supra B pătrat, C pătrat. Și amplificăm aici, frumos. Și vom avea egal mai departe cu BC pe 2, radical din. Cum se duc o fracție la o putere? Numărător și uitor, da? Și amplific și aici vine, vine B pătrat, C pătrat. Vom avea B pătrat, C pătrat, minus. O singură linie fracție. Și aici este B pătrat, C pătrat la uitor. Uh-huh. Acum ridicăm pe asta la pătrat, da? Sigur că da. Facem așa. 4 pe pătrat. La formula lui Heron asta ajungem? Da, da, da. La Heron. Mai bine cu ușoare, de ce ușoare, domnul profesor, de ce nu minte pe lângă pe minus A, pe lângă pe minus B, pe lângă pe minus B. Dar acum vă las să continuați, că sunteți stresați de chestia asta. Oricum, în momentul în care ați înțeles că ăsta e drumul, s-a ajuns la aceeași lucru, să fac calcule, tot, 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 să ajunge la IES, de ce cu BC se va simplifica? Uitați-vă. Corect. BC cu BC, când ridicăm radical de numărător pe radical numitor și BC cu BC. Și se va ajunge la S egal cu radical din P. P-ul acela este acum de plus C pe 2. Corect. Pe lângă P minus A, pe lângă P minus B, pe lângă P minus C. Păi, ce ușoară de ce? Mai bine! Și B, A plus B plus C, A plus B plus C, C pe 2. Simplu, asta e făcut la Hera. Deci, ori mergeți. De acum, are, iată câte are variante, câte variante pentru area unui triunghi avem. S egal cu baza ori înălțimea supra 2. Da. O primă variantă. Da. A doua, variantă. S egal cu produsul a două latură sinusului dintre ele. Da. B ori C, C ori sin de A. Pe 2. Pe 2. Da. S egal cu radical din B. Și asta, alu Heron. Și atunci, iată, cel puțin, deocamdată, trei formule pe care le aveți pentru aflarea areei unui triunghi. Și area triunghiului echilateral a latura la, la pătrat radical din 3 pe 4. Păi de este aici. Este aici. Aici. Păi ce înseamnă? Triunghiul echilateral, da? Da. Păi înseamnă că A egal cu B, egal cu C, și egal cu lămic. Corect. Într-un triunghi echilateral asta. Da, adică asta înseamnă că A plus B plus C pe 2, care e P-ul, da, va fi egal cu L plus L plus L, 3L, 3L pe 2. Pe 2, corect. Deci A plus B plus C pe 2 egal cu 3L pe 2. Corect. Și atunci, nu fac decât să aflu și pe P minus A, P minus A înseamnă 3L pe 2 minus 1L, corect. 3 L pe 2 minus 1. Adună același numitor. Adună același numitor și face... 3 L minus 2 L. Face L. 2 L pe 2 face L. P minus A, da? Da. P minus B va face tot așa L. Și P minus C va face tot L. Din aceeași motive. Uh-huh. Și atunci S va fi egal cu radical din P. 3 L pe 2. Ori. P minus A, L. Ori L. Și ori L. Da. L, ori L, ori L. Ori. Și egal cu L. Ori L face la L la a patra. Da. Care trebuie este tocmai față. Da. Adică L la a patra este L la a doua. L la a doua. Ori radical din 3. 3 pe 2. Da. Și, egal și atunci... Gata. El pătrat, radical de 3 pe... El pătrat, radical de 3 pe 2. Pe 2. Pe 2. Pe radical de 2. Pe radical de 2. Așa atunci
Păi este el pătrat, radical din 3, pe radical din 2. Da. Nu, așa era formula? Nu. El la a doua radical din 3 pe 4. Radical din 3 pe? 4. El la a doua radical din 3 pe 4. 3 pe 4. Da, aici, domnul profesor, nu e el pe 2 acolo? P minus A nu e el pe 2? P minus A este 2 el. 3 el minus 2. 3 el, pe 2. El pe 2. El pe 2, domnul profesor. Aici e greșit. Aici, așa. El pe 2. El pe 2 peste tot. Da. Pe 2, pe 2, pe 2. Pe 2, pe 2. Corect. Și face pe 16, nu? Da, 2 la 4, 16, da. Și atunci, 3 el la 4 și iese el la a doua radical din pe 16. Pe radical 4. Din 16 și care e pe 4, corect. El pătrat, radical 3 pe 4. Deci este o caz particular al Heron. Da, ei de ce pleacă? De la asta. De la Heron, pe aceea de Heron. De la ce? De la asta? Pleacă de la area unui trunchi echilateral, este A, B la pătrat radical din 3 pe 4 și pe aceea, dacă A mic, B mic, C mic, laturile unui trunchi ABC, rezultă că area trunchiului AB sinusul dintre ele sau, și dă asta cu sinusul dintre ele, după aceea formula lui Heron, după aceea zice că dacă ABC este un dreptunghi, atunci area unui dreptunghi este AC ori BD ori sinusul unghiului supra 2. E, da, dar el într-un trunchi oarecum echilateral spune așa, că lățimea pică la mijloc și că baza care e L, ori asta de aici cum o afli? E Pitagora. Asta știi că L, asta e L pe 2, afli înălțimea care el radical în 3 pe 2 și baza înălțimea și de acolo, el pătrat radical din 3 pe 4. Da. Dar formula lui Heron este, mersul ei, demonstrația este așa. Și ea este așa, așa cum o vedeți, în orice triunghi, și ca să vezi în triunghi echilateral, o face da, așa. Da, și pur și simplu. Deci asta cu formula asta lui Heron este aria în orice triunghi. Nu în dreptunghi, nu în nimic. În orice triunghi în care să cunoști laturile, ca să poți afla pe mică la. Semiperimetru. Deci dacă ai un triunghi la întâmplare, oarecare. Și cunoști laturile. Și cunoști laturile, afli aria. Aria imediat o afli cu asta. Altfel, cum ai putea să faci? Păi altfel, firuna, când ești într-un triunghi oarecare și ești pus în situația să afle area sa, duci înălțimea de undeva, că știi cosinusul unghiului între ele. Și dacă știi cosinusul, am făcut probleme de asta. Da, știi cosinusul, cateta alăturată supra ipotenuză, afle alăturata, din Pitagora afle pe asta opusă și prima baza o înălțimea supra 2. Supra 2, corect. Dar în condițiile în care știi toate latul, nu mai muncești așa, ca să afli cosinusul. Facem tema mâine, domnul profesor, că e 8:30 și o venit Andreea, e 8:25 chiar, da. Facem sinteza. Da, da. Că o aveți pe Andreea. Și facem da. Tema mâine, acum s-o mai clarificat, clar că de acum trebuie să înveți tot ce înseamnă formulă și deci la arii, nu se pune ca ceva de urmă să putem uita. Asta e. Și la arii, dacă știm aria asta, formula lui Heron asta, în orice triunghi o aplici și nu mai pui problema. Când cunoști laturile. Când cunoști laturile. Ca să nu mai fii nevoit să faci cosinusul unghiului și te... Exact. Și mâine facem tema, că mergem mai repede, că ați înțeles acum formula asta lui Heron și nu mă mai speria zia. Că zic că s-o demonstrat, mai bine am învățat scriviros, e așa de ușoară. Știu, mi-ai adus și vreau demonstrezi, fiecare cum vrea. Da, uite acum am ocupat. V-am arătat că toate se leagă. Teorema exact. Cosinusului făcută. Da. Îți folosești la formula lui Heron. Da? Deci totul este într-o legătură. Nimic nu se face astăzi ca să nu-ți folosească mâine. Facem sinteza. Da. Copii, ce am făcut astăzi? Întâi am făcut algebră. Și la algebră am făcut... formula de calcul pe scurtată. Da, formula... Exact. Și cu pătratul perfect și cu... aceea când cu ienul din Z, din ne-am zăbăcit până pe acolo. A fost radical acela să aparțin lui da. Să fie deci, număr întreg. Practic un produs de factori din Z, cu toți divizorii trebuie acolo. Da, dar nu apăsat, m-am lăsat cu domnul profesor sinteza. Da, sinteza. Oare? Formule. De calcul prețul, da.
prea scurtat. Produsul a două numere din Z cunoscut, adică cele două paranteze înseamnă 7 cu 19, am luat toate variantele, exact. Plus a două numere din Z cunoscut, așa, am mai făcut să arătăm că produsul a 4 numere consecutive plus 1 e pătrat perfect. Da, produsul a 4 numere consecutive plus 1 egal pătrat perfect. Apoi, la algebră, la geometrie, arii, arii și aici, formula lui Heron, da, în trei variante, 1, baza unății, da. Area triunghiului ABC egal cu baza ori înălțimea supra 2, egală și în varianta produsul a două laturi, BC, ori sinusul unghiului dintre ele, sin de A, plus 2, egal cu radical din B, pe lângă P minus A, pe lângă P minus B, pe lângă P minus C. Corect. Asta a fost în miezul problemei, nu? Da. Și particular, area triunghiului echilateral. Corect. Da, caz particular. Da. Area triunghiului echilateral. Echilateral, corect. A, B, C, egal cu el pătrat radical din 3 pe 4. 4, da? Corect. Triunghi echilateral, A, B, C, echilateral. A, B, C, echilateral. Și mâine facem probleme ca să da. Da. La revedere, vă mulțumesc.